Cele mai vechi informații despre existența unor băi publice în orașul nostru datează din 1660 și se datorează unui cărturar turc. Acesta a vizitat zona pe vremea când Urbea era capitala pașalicului Timișoara, menționând în scrierile sale existența aici a 1200 de case, peste 400 de magazine, 7 școli, 3 restaurante și 4 băi publice. În 2014, în timpul lucrărilor de reamenajare a Pieței Libertății, au fost descoperite ruinele unui astfel de stabiliment. Vestigiile istorice au fost apoi reacoperite, dar au fost marcate pe pavajul pieței și astfel le putem observa și astăzi.